Parlamentul European cere oficial Consiliului Uniunii Europene ca România și Bulgaria să fie admise în spațiul Schengen. Rezoluția a fost adoptată în urmă cu puțin timp cu un vot covârșitor. Care este procedura de acum încolo, dar și informații despre vot ne aduce Sabina Iosub. Bună ziua, Sabina! Da, nu avem legătura cu Sabina, vom reveni la aceasta. Așadar, doamnelor și domnilor, România, un pas important pentru intrarea în Schengen. Am reușit să dotăm frontierele conform solicitărilor Uniunii Europene. Exista însă o barieră de trecut pentru a intra în sfârșit în acest spațiu. Se pare că vom face acest mare pas alături de Bulgaria. Da, mergem acum la Sabina Iosub, care ne aude și ne aduce mai multe detalii. Sabina, bună ziua! Bun găsit, spun Ana Roman de aici, din Parlamentul European. Un vot extrem de important în plenul Parlamentului. De ce spun asta? Pentru că e un semnal clar pe care îl dau eurodeputații către Consiliu, aș zice, pentru că forul decizional în povestea Schengen este Consiliul European. Mai bine de 500 de eurodeputați au spus că e momentul ca în privința României și a Bulgariei să se întâmple ceva la nivel european în povestea Schengen. Mai exact, să intrăm odată în Schengen, nu de altceva, dar de mai bine de 7 ani îndeplinim toate criteriile necesare. Am investit foarte mult în ceea ce înseamnă securitatea la frontiere, am făcut toate verificările necesare, trebuie așadar să fim în spațiul Schengen. Spuneam însă că nu este de fapt decât un gest politic venit de aici din Parlamentul European, pentru că la nivelul Consiliului se dă votul atunci când vine vorba despre intrarea în Schengen. Și votul trebuie să fie dat în unanimitate ca să se accepte intrarea noastră și a Bulgariei în spațiul Schengen. Ce va face Consiliul? Probabil că nu mare lucru în perioada următoare, deși presiunile vin pe de-o parte, iată, din partea Parlamentului, e doar a doua rezoluție pe anul acesta în legătură cu povestea Schengen. Pe de altă parte și Comisia dă semnale că România și Bulgaria trebuie să intre în Schengen. Vă reamintesc ce spunea Jean-Claude Juncker mai săptămâna trecută, atunci când s-a văzut la Bruxelles cu întreg guvernul României. Vedem însă care este rezultatul final. În Consiliu, fiecare țară este reprezentată la nivel de șef de stat sau prim-ministru în funcție de regula internă. România este reprezentată la Consiliu de președintele Klaus Iohannis. Sabina, care sunt țările care ar putea să împiedice România în atingerea acestui obiectiv la votul din Consiliu? Olanda parcă a fost țara care s-a opus tot timpul aderării noastre la spațiul Schengen. E un vot politic, Ana, asta este foarte clar. A existat un comentariu făcut cu privire la Olanda, să spunem, sau la problema portului Constanța în general. S-a vorbit chiar și aseară aici, în plenul Parlamentului, despre acest subiect. Ar fi ceva interese economice în spatele acestei blocări. S-a vorbit despre faptul că Olanda și-ar dori, într-adevăr, să pună cumva mâna pe portul Constanța și de aceea se împotrivește în permanență intrării României, cel puțin, în spațiul Schengen. Au spus-o și aici, răspicat și destul de clar în plenul Parlamentului, românii noștri au spus-o, portul Constanța nu este de vânzare, asta ca să fie foarte clar. Vom vedea însă dacă Olanda își va schimba atitudinea când îi se dă un semnal inclusiv de aici, de la nivelul Parlamentului sau nu. Mulțumim foarte mult, Sabina!